Sfârșit cumplit pentru un bărbat de 63 de ani din Ploiești. Acesta a fost găsit decedat în propria locuință de pe strada Vasile Lupu, după ce un incendiu a izbucnit în imobil. Pompierii au fost chemați de vecinii care au observat fumul gros care ieșea din camere. Pompierii militari au intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință particulară din municipiul Ploiești. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta într-o cameră de locuit. Pompierii au identificat o victimă, un bărbat în vârstă de 63 de ani, decedat. Medicii nu au mai putut face nimic. Echipajul cu medic care a ajuns acolo nu a putut face altceva decât să constate decesul. În momentul descoperirii deja era decedat. Absurd. Nu putem ști care a fost cauza decesului, dacă a fost intoxicat prealabil cu monoxid de carbon și decesul a fost datorat intoxicației cu monoxid de carbon sau datorită temperaturii excesive. Rămâne să stabilească serviciul medico-legal. Bărbatul abia se externase din spital, locuia singur și nu ducea o viață prea ușoară, spun vecinii. Cel mai probabil, flăcările au cuprins locuința de la o țigară. Era singur, i-a murit soția, mama de câțiva ani buni, 3, 4, 5 ani, cam așa. Și dar era el, era, deci cu piciorul, nu putea să meargă cu un picior din tinerețe. Am auzit cum așa a rupt o mână, a fost luat la spital și aseară zice că l-ar fi adus acasă și a venit un vecin să-l ajute, că i-a dat telefon să-i desfacă pantalonii, mă rog, și cred că zice că ar fi murit cu țigară în gură. De la ea ar fi luat foc. Dar nu știm. Dar a treia rău. Păcat că a murit așa, în situațiile astea, în condițiile astea. Incendiul a izbucnit cel mai probabil din cauza fumatului în locuri nepermise sau în locuri neprotejate corespunzător. Trupul neînsuflețit a fost transportat la serviciul de medicină legală din Ploiești în vederea efectuării necropsiei. Polițiștii au intrat și ei pe fir și au demarat o anchetă.